În ajunul pomenirii Sfântului Proroc Ilie, preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul crăincioșilor din capitala Norvegiei, Oslo. Ierarcul a oficiat Sfânta Liturghie în parohia românească în vierea Domnului. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a vorbit despre milostivirea Sfântului Ilie. Moartea a fost îngăduită ca să se arate iarăși lucrarea lui Dumnezeu, iar acum Ilie a avut curajul milei fiindcă atât de milă i-a fost de această văduvă, mai ales că i-a și reproșat că din cauza dânsului Dumnezeu i-a luat copilul, pomenindu-i păcatele ei și el cu multă îndrăznire a avut curajul milei, l-a luat pe copil pe brațe, l-a dus în chilia sa, în încăperea de sus, l-a pus pe patul său, a încenunchiat și a cerut un lucru care ar fi imposibil pentru orice muritor să-l ceară de la Dumnezeu, să-l facă, a cerut ca Dumnezeu să i invieze fiul văduvei. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea profetului Ilie. Și într-o clipă fiul a înviat, prefigurând învierile din morți pe care le va săvârși Domnul în activitatea sa mântuitoare pe pământ, între care, în mod deosebit, învierea fiului văduvei din Nain. Dacă Ilie l-a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Domnului, Domnul mai târziu avea să-l învieze pe fiul văduvei din Nain, din cetatea Nain. La final, ierarcul i-a îndemnat pe credincioși să ridice ochii la cer și să își îndrepte privirea spre cei aflați în nevoi.